Securitatea cibernetică este o joacă continuă de-a șoarecele și pisica. Pe măsură ce securitatea la nivel de endpoint se îmbunătățește, atacatorii își actualizează și ei tacticile. După ce obțin accesul inițial, aceștia utilizează tehnologii integrate precum PowerShell sau WMI pentru a nu fi detectați. Sunt discreți și se bazează pe traficul obișnuit pentru a-și ascunde prezența. Această tactică funcționează, având în vedere că operațiunile de securitate le dau bătăi de cap multor companii din cauza lipsei de pricepere sau deficitului de personal, supra-solicitării echipelor de securitate sau unui număr uriaș de alerte și rezultate fals pozitive generate de soluțiile de securitate complexe și izolate. Timpul de infiltrare al atacatorilor, inclusiv al afiliaților ransomware, reprezintă una dintre cele mai mari probleme de securitate care afectează companiile, indiferent de dimensiune. Pentru a rezolva această problemă, soluțiile de detecție și răspuns la incidente câștigă rapid teren când vine vorba de popularitate. Soluția Gravity Zone XDR caută indicii de comportament periculos la nivelul mai multor senzori, care includ endpoint-uri, soluții de management al identității, precum Active Directory, rețea, cloud public și aplicații de productivitate, precum Office 365, pentru a detecta atacatorii care se ascund la vedere. Pe lângă analiza evenimentelor individuale, mai examinăm și relațiile dintre acestea și la nivelul organizației, pentru că soluția Gravity Zone XDR este creată pe baza celor mai bune capabilități de prevenție la nivel de endpoint din lume. Amenințările cunoscute sunt blocate automat, iar rezultatele fals pozitive sunt reduse la minim. Gravity Zone XDR nu doar că este utilă pentru a vizualiza lanțul de atac cu scopul de a facilita investigația, ci furnizează și o analiză a cauzei rădăcină și le oferă analiștilor în securitate recomandări și acțiuni de răspuns ghidate și automate pentru a întrerupe rapid lanțul de atac înainte ca acesta să se dezvolte pe deplin. În scopul acestei demonstrații vom lua exemplul unui atac de tip Double Extortion lansat de un atacator ransomware. Acest atac complex, desfășurat în mai multe etape, a generat peste 100 de alerte individuale. Motorul central de corelare a identificat relații între aceste alerte, combinându-le în incidente. Apoi, incidentele colectate din mai multe surse de date din cadrul întregii infrastructuri a organizației sunt combinate într-un incident unic extins. Primul lucru pe care îl vedeți după ce deschideți un incident extins este Incident Advisor. Această pagină implicită a fost creată pentru a reduce timpul necesar investigării și limitării amenințării. Această pagină de sinteză îi oferă analistului de securitate o imagine de ansamblu ușor de înțeles a atacului, precum și răspunsuri la cele mai importante întrebări, precum ce s-a întâmplat și care este gradul de severitate a incidentului în scopul triajului. De ce a fost generat acest incident și ce este analiza cauzelor principale? În ce mod a fost afectată organizația în urma incidentului? Și nu în ultimul rând, cum să răspundeți pentru a reduce impactul asupra activității? Oferind răspunsuri la aceste patru întrebări pe un singur ecran prietenos, platforma Gravity Zone le permite echipelor de securitate să răspundă rapid la situație. Sau, dacă analistul de securitate decide să răspundă la amenințare imediat, cadrul de răspuns permite aplicarea unui răspuns cu un singur click la nivelul întregii organizații pentru diferiți senzori XDR. Sunt disponibile categorii diferite de acțiuni, ceea ce facilitează identificarea acțiunilor care pot fi aplicate chiar și pentru un analist junior. În cazul clienților care și-au amplificat operațiunile de securitate cu serviciul de detecție și răspuns administrat de Bitdefender, cunoscut și ca MDR, atacul poate fi izolat de îndată ce este detectat inițial. Echipa Bitdefender MDR poate executa acțiuni preaprobate, precum să inițieze izolarea dispozitivelor compromise și resetarea datelor de autentificare ale utilizatorilor afectați. Acțiunile de remediere,
precum ștergerea e-mail-urilor, pot fi desfășurate ulterior după consultarea clientului. Cadrul de răspuns include un audit complet al acțiunilor executate, care este util atunci când mai mulți analiști lucrează la același incident pentru a vă asigura că echipa comunică pe durata unei investigații. O altă opțiune este ca analistul de securitate să înceapă cu o investigație în profunzime a incidentului de securitate din fila de vizualizare grafică. Analiza extinsă a cauzelor principale se folosește de abilitatea de corelare a surselor, datelor, contextelor și evenimentelor pentru a combina aproape 100 de alerte într-o reprezentare grafică interactivă a incidentului. Cu ajutorul acesteia, putem vedea relația și direcția de comunicare între utilizatori, endpoint-uri, workload-uri în cloud și fișiere. De asemenea, și acțiunile de răspuns sunt disponibile în această vizualizare, iar un analist poate decide, de exemplu, să dezactiveze conturile sau să reseteze datele de confidențialitate, mergând pe urmele lanțului de atac. Vizualizarea grafică extinsă a incidentului include 3 secțiuni. Activitatea din partea stângă, care afișează evenimente sortate în funcție de moment sau de etapa lanțului de atac. Un grafic nodal în centru pentru vizualizarea progresului și conexiunilor incidentului de securitate. Și detalii în partea dreaptă, care arată mai multe informații și acțiuni de remediere recomandate. Pentru a înțelege modul în care avansează atacul, putem grupa activitatea în funcție de lanțul de atac. Să începem cu accesul inițial. Prin selectarea etapei Initial Access, acces inițial, toate nodurile și conexiunile vor fi evidențiate automat. Putem vedea că atacul a început cu un e-mail suspect, după care un dispozitiv compromis a creat o conexiune cu serverul de comandă și control. Pentru a efectua o investigație în detaliu, putem trece la vizualizarea analizei cauzei principale a primului dispozitiv infectat. În această vizualizare, putem merge în profunzime pentru a analiza ce s-a întâmplat la acest prim endpoint. Selectăm Critical Path, cale critică, pentru a evidenția rapid evenimentul care a declanșat întregul proces de detecție. Avem posibilitatea să analizăm întregul incident, dar pentru a economisi timp, putem arunca o privire doar pe etapa finală a atacului la nivelul acestui endpoint. Putem vedea că atacatorul a furat tokenul de acces la Office 365. Să ne întoarcem la vizualizarea extinsă a incidentului pentru a vedea ce a făcut acesta în continuare. Tokenul Azure ID furat i-a permis atacatorului să se dea drept ales și să trimită un e-mail unui alt utilizator, Bob, și astfel să compromită un computer din rețeaua companiei. Dacă ne uităm la Bob PC, se pare că acest dispozitiv a fost utilizat ca proxy pentru lansarea atacului împotriva rețelei interne. Utilizând senzorul Active Directory, putem include în investigația noastră chiar și computerele care nu sunt administrate. De exemplu, deși pe File Server 02 nu este instalat niciun agent Bitdefender, acesta este inclus în vizualizarea grafică. Acum că am aflat care este vectorul inițial de atac, vom examina etapa finală a atacului pentru a înțelege mai bine care sunt obiectivele atacatorilor. Putem vedea că au fost extrase date din 3 dispozitive diferite. Să investigăm extragerea datelor din computerul CEO-ului, dând click pe conexiunea dispozitivului respectiv. Un alt avantaj oferit de Gravity Zone XDR este faptul că permite tipuri cu totul noi de detecție. De exemplu, deși PowerShell este utilizat în mod obișnuit, în acest context, acesta este recunoscut corespunzător ca proces de extragere a datelor pentru răspândire în rețea, lateral movement. Am ajuns la capătul lanțului de atac. Știm cum au pătruns hackerii, cum au circulat și care a fost obiectivul lor final, inclusiv care sunt fișierele care au fost extrase. Incidente de securitate sunt o certitudine, însă breșele de securitate pot fi evitate cu o igienă corespunzătoare a securității, o strategie solidă de apărare în profunzime și instrumente bune de securitate. Începeți prin reducerea suprafeței atacului și adăugați funcționalități automate de prevenție pentru a pune capăt celor mai multe incidente de securitate.
Iar pentru cele câteva incidente care reușesc să treacă de mecanismele de apărare, bazați-vă pe operațiunile de securitate amplificate de instrumente eficiente de detecție și răspuns, precum Gravity Zone XDR. Cu ajutorul soluției XDR, Extended Detection and Response, putem depista incidente cu înaltă fidelitate în faza incipientă a lanțului de atac. Putem contribui la reducerea timpului de infiltrare a atacatorilor și îi putem ajuta pe clienți să prevină breșele de securitate cât mai eficient posibil. Bitdefender. Built for resilience.